Băiețelul de 4 ani din Grădinari, județul Olt, a fost transportat în această după-amiază la Spitalul Județean de Urgență Slatina, el fiind suspect de coronavirus. Copilul se afla izolat la domiciliu alături de mama lui, după ce aceasta a revenit din Italia împreună cu caracaleanul diagnosticat cu COVID-19, aflat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. S-a constatat că un contact de familie al unei persoane aflate în monitorizare clinică este simptomatic, respectiv prezenta febră și tuse. Conform procedurilor, această persoană a fost transportată în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Slatina, cu autospecial la transport persoane și victime multiple, respectiv izolată. Potrivit protocolului, urmează să se recolteze probe pentru testarea COVID-19, urmând ca rezultatele testării să fie aduse la cunoștința publică. Precizăm că familia în cauză este în autoizolare la domiciliu, începând cu data de 29 februarie anului 2020. Copilul este internat în sectorul de izolare de pe secția de boli infecțioase a Spitalului Slătinean. Autoritățile susțin că testarea minorului va avea loc mâine dimineață. La Grădinar se află în izolare 30 de persoane, reprezentând aproape 10% din numărul total de olteni pentru care s-a impus autoizolarea. Până în prezent s-au cumulat 465 de persoane izolate la domiciliu, din care putem spune că în momentul de față, astăzi, se mai află 369 de persoane izolate la domiciliu, dintre care există și 2 persoane internate. La nivelul județului Olt, până în prezent, nu există persoane carantinate. Vineri, autoritățile din Olt au raportat primul caz diagnosticat în județ cu coronavirus. Bărbatul de 51 de ani din Caracal a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Cel de-al doilea test al acestuia a ieșit negativ.